Oh! Un tun cu confeti e o super idee! Le va plăcea fanilor mei! Spune, Blondo! Da, nu-i spun așa ceva. Lasă-l jos, Gheorghe! În niciun caz nu iei ăla cu tine la castel. Oh! Deci acum iei partea, ha? Nu iau partea nimănui, Gheorghe. Păi poate ar trebui măcar o dată. Bine, atunci sunt de partea care spune că toate astea sunt ridicole. Cred că prietenii noștri trec printr-o perioadă dificilă. Am mai văzut asta de multe ori. Sunt momente de furie prin care trece orice relație puternică. Vor învăța să treacă peste punctele slabe ale celuilalt și să-i aprecieze părțile bune. Dar pentru asta trebuie timp. Însă, dacă vrei să grăbești puțin lucrurile, acest tonic pentru toane ar putea fi de mare ajutor. E nevoie doar de o picătură pentru fiecare. Una. Ai înțeles? Felicitări, Xavier, bătrâne! Soarta acestor copii nu putea fi în mâini mai bune. Să nu-mi rup cumva tot! O să rup mai mult de atât dacă nu te potolești cu bazaconiile astea. Nu mai țipați! Opriți-vă din țipat cu toții! Hai, jos mâinile! Dacă vrei să o vezi, folosește-ți ochii! Da, îmi place! Felicitări, Cassie! Ai stricat tunul cu confeti! Ai avut noroc! Îți țintise-n fața! Lasă bagheta și pumnalul ăla. Haide. Stai. Hei, hai să bem o limonadă. Mie unul mi-e cam sete. Mersi, prietene. Chiar mi se uscase gâtul de la atâta țipat. Măcar unul dintre noi e politicos. Chiar nu-mi place limonada. E amară. Îmi place. De ce nu mă mir? Știi ce, Gheorghe? Mi-am dat seama de ce ar fi amuzant tunul ăla. Dar ia în considerare și riscurile. Unde mi-a fost capul? Ai dreptate, Cassandra! E periculos să tragi cu tunul! Sunteți bine? Super! Pentru că vreau să-mi faceți un sandwich să scap de gustul ăsta de limonadă din gură. Grifonul ar face bine să aprecieze efortul pe care îl face cu banchetul ăsta. Așadar, concluzionăm. Grifonule, Pitsford e nasol. Wow, a fost super! Felicitări pentru cum ai întors discursul de întâmpinare. Ce părere ai, Gheorghe? Eu? Păi, adică, e spus în cel mai blând mod posibil, dar se pare că ideea banchetului este, știți voi, să-l impresionăm pe Grifon și în cazul ăsta m-aș gândi să... spun ceva complet diferit de ce ai spus tu acum? Pe bune, fi bărbat, Papa Gheorghe! Am spus lucrurilor pe nume! Pare a fi supărată! Gâdilici! Încetează! Lasă-mă în pace!